ajunul schimbării la față, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit paraclisul Maicii Domnului în parohia clujană Bonțida cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. La finalul slujbei, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre familie și impactul negativ al numărului mare de divorțuri asupra societății. Cine ne ajută? Maica Domnului. Se roagă la Domnul Hristos ori de câte ori suntem în impas. Așa că, Părinte Cătălin, Maica Domnului s-a rugat să vă ajute în toate proiectele frumoase pe care vi le-ați programat. Și Maica Domnului să le ajute la toți credincioșii din Bocinda, și de ce numai din Bocinda, ci din toată arhiepiscopia noastră, ca să facem voia lui Dumnezeu și, încă o dată, să fim exemplu cel pozitiv care le arătăm și altora că se poate trăi frumos. Ne-am propus ca pe viitor să continuăm programul misionar pastoral pe care l-a început Părintele Paroh înaintea mea și de acum înainte dorim să construim o casă parohială nouă, să înființăm un centru catehetic și social și să ne implicăm în a integra romii în societatea noastră. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei va săvârși paraclisul Maicii Domnului în această perioadă a postului și în alte parohii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.